Numai record de participanți la Olimpiada Județeană, lectura ca abilitate de viață. Anul acesta, la concursul educativ, s-au înscris peste 700 de elevi. Olimpiada se va desfășura duminică, începând cu ora 10, la Școala Constantin Săvoiu din Târgu Jiu. Olimpiada Lectura ca abilitate de viață a pornit de la un proiect inițiat de Ministerul Educației în urmă cu 5 ani. Prin această competiție educativă s-a urmărit o apropiere a elevilor de carte, lucru demonstrat pe parcursul fiecărei ediții de prezența în număr cât mai mare a participanților în sălile de concurs. Aproximativ 750 de elevi înscriși la etapa județeană a Olimpiadei. Ei vor avea subiecte pe nivelul 1, clasa 5-a, clasa a 6-a, nivelul al 2-lea, clasa a 7-a, a 8-a, nivelul al 3-lea, a 9-a și a 10-a, nivelul al 4-lea, a 11-a și a 12-a. Pentru fiecare nivel, câte un elev ne va reprezenta la etapa națională a competiției. Etapa județeană se va desfășura la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu din Târgu Jiu pe 29 ianuarie. Elevii vor fi repartizați în 24 de săli, iar dacă este necesar, unitatea școlară va pune la dispoziție o sală de rezervă. Au mai fost până în 700 în anii trecuți, dar atât de mulți doritori să arate, să demonstreze ceea ce au învățat, nu au fost niciodată. Ne bucură acest lucru. Sigur că da, înseamnă că ei se simt bine pregătiți și vor să concureze unii cu ceilalți. Intrarea în sala de clasă se va face la orele 9:30. Elevii trebuie obligatoriu să aibă la ei cartea de identitate sau carnetul de note.